Sâmbătă, la Palatul Copiilor din Botoșani a avut loc un eveniment artistic deosebit de important pentru tinerele talente ale județului. Este vorba despre ediția anuală a concursului județean pentru palate și cluburi ale copiilor. Au participat sute de tineri din Botoșani, Săven și Dorohoi, cu numere deosebit de interesante de dans și muzică. Acest concurs are ca scop și promovarea tinerelor talente ale județului. Conducerea Palatului Copiilor a apreciat atât efortul concurenților cât și al profesorilor care i-au descoperit și pregătit. Concurs care are scopul de a desemna și de a alege pe cei mai buni dintre cei mai buni elevi care au frecventat cercurile de la Palatul Copiilor. A fost un concurs extrem de reușit, numere foarte frumoase, copii talentați, s-a văzut munca tuturor coordonatorilor de cerc și a copiilor. Miza este cu atât mai mare cu cât tinerii câștigători ai concursului județean vor participa la faza națională a competiției. Reprezentanții inspectoratului își pun mari speranțe în cei care vor reprezenta județul. Sperăm ca acești copii sau aceste grupuri calificate la etapa pe țară a concursului care va fi susținut la nivel de Palatul Național al Copiilor din București, să obținem rezultatele cele mai frumoase. Această întrecere a palatelor și cluburilor copiilor este un eveniment anual, așteptat de fiecare participant ca o șansă de lansare fie în lumea muzicii, fie în cea a dansului.